vom defini termenii de tonalitate, gamă și arpegiu, elemente de bază ale limbajului muzical, exemplificând fiecare noțiune în parte. Tonalitatea reprezintă totalitatea sunetelor muzicale ce gravitează în jurul unui centru denumit în muzică tonică. Practic, toate sunetele din care este compusă o lucrare muzicală se raportează la un centru tonal, ca în exemplul următor. După cum observăm, centrul tonal al lucrării muzicale este nota Do. Datorită insistenței cu care s-a instalat această notă pe parcursul lucrării muzicale și a stării de relaxare pe care ne-o transmite atunci când o auzim. Gama reprezintă ordinea succesivă, ascendentă și descendentă a sunetelor unei tonalități, pornind de la tonică și încheind cu repetarea acesteia la octavă. Fiecare notă din gamă reprezintă o treaptă. Deci gama va avea 8 trepte. Treapta întâi, adică tonica, ne spune denumirea gamei, iar treapta a 8-a nu este altceva decât repetarea tonicii cu 8 sunete mai sus. Gamele pot fi majore, adică de sonoritate veselă, sau minore, de sonoritate tristă, în funcție de ordinea tonurilor și semitonurilor ce intră în componența acestora. Arpegiul unei tonalități este reprezentat de succesiunea treptelor 1, 3, 5 și 8 ale unei game și, cu puțină atenție, îl putem distinge în background-ul sonor de la aeroport.